Aș vrea să încep mesajul de astăzi cu o întrebare sau chiar două. Și anume, care sunt prioritățile tale? Care sunt prioritățile tale? Și de asemenea, nu doar atât, care este ordinea priorităților tale? Care sunt prioritățile tale și care este ordinea priorităților tale? De regulă, mulți dintre noi, sau poate chiar majoritatea dintre noi, rămânem blocați. Nu știm ce să răspundem la această întrebare, mai ales dacă suntem așa luați prin surprindere. Dar vedeți, ne rugăm Domnului, Doamne, dă-mi o familie armonioasă. Sau, Doamne, ajută-mă să fiu credincios, un credincios destoinic. Dar, fără a ne așeza prioritățile, după cum Scriptura ne spune, nu avem cum să ajungem acolo. Acum, sunt oameni care instinctiv ei reușesc cumva, sau își cunosc prioritățile, așa, instinctiv. Este cazul unui agricultor care în 1978 a postat într-un ziar la secțiunea matrimoniale următorul anunț. Citez, spunea el: fermier cu 160 de ari irigat, caut o soție cu tractor. Când răspundeți, vă rog să trimiteți poza tractorului. Pentru el prioritar era tractorul, da? Soției și nu soția. Oare nu cumva, nu vă întreb dacă și pentru voi sau pentru noi este prioritar, da, tractorul soției. Socrul are un tractor, să știți, da? Dar l-a luat după. Dar oare nu cumva și pentru noi prioritare sunt lucrurile, binecuvântările, persoanele sau oamenii, da, pe care, copiii, soțul, soția, pe care Dumnezeu îi aduce în viața noastră și nu însuși Dumnezeu? Oare nu cumva? Atunci, dragilor, atunci ajungem să iubim mai mult lucrurile, ajungem să iubim mai mult posesiunile, binecuvântările lui Dumnezeu decât pe Dumnezeu, decât pe Cel ce este dădătorul acestor binecuvântări. Și atunci ajungem să neglijăm prezența lui Dumnezeu. Atunci vom ajunge să spunem că suntem prea obosiți să venim la biserică, că suntem prea obosiți să venim la grupul mic, că suntem prea obosiți să lucrăm pentru Dumnezeu, să dăruim pentru Dumnezeu din timpul nostru, din energia noastră, din resursele noastre. Atunci, de aceea, întreabă-te, te rog, alături de mine, care sunt prioritățile și ordinea acestora în viața ta? Care sunt? Pentru că important de reținut. Acestea vor determina calitatea vieții tale din orice punct de vedere. Și mai ales din punct de vedere spiritual. Prioritățile. Ai avut momente, perioade în care să stai și să reflectezi la întrebarea: oare în ce ar trebui, în ce ar merita ca eu să-mi investesc timpul? Oare ții cont de cuvintele Mântuitorului? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Haideți să vedem. Ținem noi cont de cuvintele acestea ale Mântuitorului? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Pentru că tot Domnul spune, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă și-ar pierde sufletul. Cineva spunea că a învăța, și foarte, foarte important să reținem lucrul acesta, a învăța ce anume, înseamnă că trebuie să spun lucrurile altfel, da? Deci, mulțumesc, adică, da? Majoritatea oamenilor pur și simplu merg de la o zi la alta făcând tot ce vor și ajungând, de fapt, să facă lucrurile așa cum vin de la sine, da? Să facă lucrurile cum vin de la sine. Și întreb, dacă eu fac lucrurile cum vin, de la sine, unde credeți că ajung?
ajung să aud tot felul de ecouri, tot felul de sunete, tot felul de tulburări, de frustrări. Mai devreme sau mai târziu mă voi izbi cu ele, mă voi întâlni cu ele, da? De ce? Pentru că nu avem priorități bine stabilite. Dar nu e vorba doar de priorități, ci nu avem priorități biblice. Dar legat de priorități, cineva spunea că a învăța ce să nu faci e mai important decât ceea ce trebuie să faci. Și aici cred că pierdem mulți dintre noi. A învăța ceea ce nu trebuie să facem. Dar noi suntem prinși în multe activități. Considerăm multe lucruri importante și nu știm să dăm la o parte ceea ce nu este important. Socrate spune astfel, ferește-te de goliciunea unei vieți active. Mulți dintre noi tindem să credem că dacă suntem foarte busy, foarte ocupați și facem multe lucruri, avem o viață semnificativă. Știm bine că nu asta este realitatea. Și dacă stai și te întrebi de ce fac aceste lucruri, sunt implicat în multe lucruri, am o viață activă și totuși sunt neîmplinit, nefericită, neîmplinită. De ce? De ce? Socrate spunea, ferește-te de goliciunea unei vieți active. În urmă cu câțiva ani, un om foarte cunoscut din America, un om cunoscut de afaceri, a spus, citez, există două lucruri dificile de făcut pentru majoritatea oamenilor. Și îi dau dreptate. Spunea el, unu, să gândească și doi, să facă lucrurile în ordinea importanței lor. De multe ori am realizat că ne e greu să gândim, sau să o spun altfel, de multe ori ajungem să ne cufundăm în probleme, să nu reușim să ieșim din greutăți, din probleme, să nu ajungem la soluții pentru că nu ne punem întrebarea corectă. Ce trebuie să fac? Și nu ne luăm timp să ne gândim. Dar, de asemenea, omul acesta spunea că un al doilea lucru care este greu de făcut de majoritatea oamenilor este acesta, să facă lucrurile în ordinea importanței lor. Să facă lucrurile în ordinea importanței lor. Și atunci se ridică întrebarea. Cum să pot, sau cum să poți să ai parte de o viață frumoasă? De o viață de calitate, o viață plăcută din punct de vedere spiritual și din orice alt punct de vedere, dacă nu avem priorități stabilite după care să ne ținem. Cum? Nu am cum și nu ai cum. Sau mai rău, ce se întâmplă, și asta este și mai rău, da? Ce se întâmplă dacă tu ai priorități, dar prioritățile tale sunt greșite, sunt într-o ordine greșită. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Pentru că tu vei crede că ești bine? Ce se întâmplă? Adică, în loc să investești în relația cu soțul, în relația cu soția ta, dar cu copiii tăi, te strufoci și investești în lucrurile materiale, în posesiuni, în a fi în rând cu oamenii, în a avea lucrurile pe care cei din jurul nostru le au. Ce se întâmplă? Poate că vei ajunge să ai acele posesiuni, să ai acele lucruri, să ai un job bine plătit, să fii în rând, aliniat, da, cu oamenii, cu ceea ce au oamenii, dar nu vei avea cu adevărat o familie. Vei veni acasă și vei fi plouat sau plouată? Vei fi amărât sau amărâtă? Vei fi frustrat sau frustrată? Pentru că prioritățile sunt greșite. Dragilor, problema multora dintre noi nu e că nu avem priorități, că majoritatea avem, ci că nu le avem în ordinea corectă, în ordinea biblică și de aici vin toate pierderile. Sau după cum vedem și în cazul Martei, din cauza faptului că a prioritizat slujirea.
A prioritizat munca mai mult decât relația cu Dumnezeu, mai mult decât învățăturile lui Dumnezeu, mai mult decât părtășia cu Dumnezeu. De aici a plecat tot necazul, toată amărăciunea, toată frustrarea. De la ce? De la așezarea priorităților într-o ordine greșită, sau mai concis, de la neprioritizarea părtășiei, relației cu Dumnezeu. De multe ori suntem tentați să credem că, sau să ne focalizăm pe familiile noastre, pe o viață fericită, împlinită, dându-L pe Dumnezeu la o parte, crezând că trebuie să fac lucrul ăla ca să fiu împlinit, ca să fiu împlinit, ca să fiu fericit. Dar fără Dumnezeu n-ai cum să strângi. N-avem cum să strângem, doar să risipim. Și chiar dacă ai strânge, nu te poți bucura de cele lucruri. De aceea, îndemnul esențial al mesajului de astăzi este acesta: prioritizează relația cu Hristos. Prioritizează relația cu Hristos. Observați, vă rog, ce spune Domnul. Un lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună. Un lucru trebuiește. Maria, spune, și-a ales partea cea bună. Imaginează-ți o portocală, da? Cu o parte bună, așa, zemoasă, savuroasă, sper să nu vă curgă, da? Și imaginează-ți o altă parte a acelei portocale bătătorite, deja stricate, amară. Maria și-a ales partea cea bună, partea cea bună. Marta însă, fără să-și dea seama, a ales partea ce are. Ori de câte ori alegem sau punem pe loc secund relația cu Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, nu ai cum, nu am cum decât de fapt să aleg partea aceea care mai târziu, după ce voi gusta din ea, voi simți amărăciunea, acreala, stricăciunea, alterarea. Nu cumva ai ales partea stricată care îți aduce amărăciune, alterare din punct de vedere spiritual, emoțională, mentală? Maria și-a ales partea cea bună și Dumnezeu, Domnul nostru, prin Duhul Său ne îndeamnă: hei, dragul meu, draga mea, alege partea cea bună. Tu știi în lăguntrul tău care este partea cea bună. Alege-o. Fără mine nu vei putea, orice-i face, să fii împlinit, împlinită, fericit, fericită. Maria și-a ales partea cea bună, dar Marta nu. Și parcă o aud pe Marta zicând: Doamne, dar eu mă trudesc pentru voi. Eu am ales ceva sacrificial pentru voi. Ce poate fi mai urgent, e mai important decât ospitalitatea voastră? La prima imagine pare cumva îndreptățită. Și noi de multe ori suntem tentați să alegem lucruri care par bune, care par în regulă, dar dacă acel lucru intră în concurență sau pune pe loc secund relația cu el, oricât de bun ar fi el, acel lucru îți va dăuna, te va afecta. Acel lucru nu este o alegere, acea parte nu este o parte bună. Câți dintre noi nu confundăm, de fapt, urgentul cu importantul? Și întotdeauna, dacă vrem să înțelegem sau dacă vrem să avem un criteriu după care să ne dăm seama ce anume este cu adevărat important, întotdeauna trebuie să ne uităm prin prisma eternității. Ceea ce este legat în primul și în primul rând de eternitate, acela este în primul și în primul rând important. Dar cumva, dacă îl bă pe Domnul, cum îi spune Martei: Marta, sunt lucruri mai importante și chiar mai urgente decât cartofii tăi, decât plăcinta ta cu mere, da? Decât ceea ce tu gătești. Sunt lucruri mai importante,
N-ați observat că de multe ori, în loc să venim sau să investim în relația noastră pe verticală, spunem, nu, Doamne, sunt prea ocupat, trebuie să gătesc, trebuie să merg cu tare, trebuie să fac cu tare lucru. Hei, Dumnezeu spune, Marta, sunt lucruri mai importante decât jobul, sunt lucruri mai importante decât gătitul, sunt lucruri mult mai importante și acestea care sunt. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Este sufletul tău. Este sufletul meu. Sunt sufletele noastre. Domnul de fapt parcă spune, Marta, cel mai valoros lucru. Și asta ne spune nouă, cel mai valoros lucru pe care îl ai. Nu sunt lucrurile materiale, nici măcar trupul acesta. Deși este important. Și cel mai important este spiritul tău, sufletul tău. Acesta va trăi veșnic. Și de el trebuie să ai grijă. Tu te îngrijești, Marta, tu te frămânți pentru multe lucruri. Dar unde este sufletul tău? Unde este inima ta? Unde este? Întreabă Dumnezeu pe fiecare. Unde este sufletul tău? Este el conectat cu Dumnezeu? Când ești conectat cu Dumnezeu, sufletul tău este împlinit, sufletul meu este împlinit. Indiferent ce este în jurul nostru, sufletul nostru este împlinit. Paharul meu este plin de dă peste el în momentul acela. Din mine țâșnește râul de apă vie. Când am lucruri materiale, nu. Când am nu știu ce carieră, nu. Ci când am conectare cu Hristos. Dumnezeu aici vrea să toarne și înspre acolo vrea să ne îndrepte atenția fiecăruia dintre noi. Atunci și numai atunci voi putea să ajung să spun ca și Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Chiar dacă sunt în închisoare, chiar dacă sunt în boală, chiar dacă sunt în provocări, pot totul în Hristos, Domnul care mă întărește. Atunci trăiești viața la superlativ din punct de vedere spiritual. Aici, de fapt, în dreptul Martei și al Mariei, în dreptul Martei vedem că Marta deschide ușa casei ei, dar Maria îi deschide ușa inimii ei. Și Domnul nu a zis și nu zice, iată, eu stau la ușa casei tale și bat. Și Domnul spune, iată, eu stau la ușa inimii tale și bat. Și Marta i-a deschis doar casa, ușa casei. Maria i-a deschis însă ușa inimii. De remarcat, un lucru trebuiește. Și care este acel lucru pe care îl evidențiază Domnul? La picioarele lui Iisus. La picioarele lui Iisus. Dar haideți să vedem în continuare ce reprezintă faptul că Maria a stat la picioarele Domnului Iisus Hristos. Da? Ca să înțelegem puțin mai bine, haideți să mergem în cultura evreiască din timpul Domnului Iisus. Pe scurt. Domnul Iisus a trăit într-o cultură profund religioasă în care rabinii erau foarte respectați, erau foarte onorați. A fi un discipol, un ucenic al unui rabin cunoscut era o onoare deosebită. Mă rog și eu, dragilor, să conștientizăm ce onoare avem să fim ucenicii marelui rabin. Domnului domnilor, împăratului împăraților. Mă rog să conștientizăm cât de important este. Ei, pentru a ilustra ce onoare era să ai un rabin în comunitatea ta, Mijma, cea mai veche autoritate post-biblică, da? De colecții, de fapt era o tradiție orală, dar care în secolul 1 a fost cuprinsă într-o carte. În această tradiție orală, în această carte, mai apoi, erau oamenii evrei, erau încurajați să onoreze învățătorii. Și găsim aici o afirmație în Mijma, secțiunea 3, scrisă de Iosei, fiul lui Iozer. Și spunea el astfel, citez, lasă-ți casa să fie un loc de întâlnire pentru rabini. Prăfuiește-te de praf, așezându-te pe pământ la picioarele lor și bea cu sete din cuvintele lor. Prăfuiește-te de praf la picioarele lor și bea cu sete din cuvintele lor. Și asta vedem că face Maria aici.
se așează la picioarele Domnului. Și Domnul îi permite, ba chiar apreciază aceasta, deși reținem, în cultura evreiască era un lucru, era ceva revoltător ca o femeie să stea la picioarele unui bărbat sau mai mult. În contextul, în cultura de atunci, o femeie nu avea dreptul la învățătură. De aceea putem înțelege de ce în Scriptură, când se fac numărători și chiar și în Noul Testament, femeile nu sunt cuprinse. În cultura lor, femeia nu avea dreptul la învățătură. Dar Domnul, care a stat la masă cu vameșii și cu păcătoșii, cu oamenii care erau degradați, oare putea El să nu stea de vorbă și să facă din Maria un ucenic, un discipol? Observați, Domnul este acela care, indiferent de starea noastră, de situația noastră, de condiția noastră, de căderea noastră, de falimentul nostru, indiferent unde am ajunge, Hristos Domnul rămâne întotdeauna un mântuitor. El a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Și o vedem pe Maria stând la picioarele Domnului, lucru pe care, în mod normal, în cultura de atunci, mai ales o femeie, nu avea cum să-l facă. Domnul permite fiecăruia dintre noi. Și nu doar că permite, Domnul își dorește ca fiecare dintre noi să ne așezăm la picioarele Lui, ca să putem beneficia de cuvintele vieții veșnice, cuvintele Lui care sunt dădătoare de viață. Maria, de fapt, când privim în esență sau în profunzime la ea, putem întrevedea că ea a ținut cont de cuvintele Domnului Iisus. Mama mea și frații mei, care Domnul a spus, da? Surorile mele, cine sunt? Sunt aceia care ascultă cuvintele mele și face voia mea. Și o vedem pe Maria, da, stând la picioarele Domnului, prioritizând relația, părtășia cu El, fiind gata să treacă peste orice prejudecată, peste orice privire. Pentru ea era important, era esențial să stea la picioarele Domnului. De fapt, când ne uităm în Scriptură, în textul pe care l-am citit, când Marta vine la Domnul și îi spune: nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat? Observați ce cuvinte folosește. Sora mea m-a lăsat, ceea ce înseamnă că mai înainte Maria a fost alături de Marta și a ajutat-o la treburile casei, dar la un moment dat i-a conștientizat: ce fac eu aici? Acum Hristos, Domnul, este în casa mea, am ocazia îndeaproape să-L ascult, să ascult cuvintele Lui, să învăț de la El și eu mă ocup de lucrurile casnice. Eu fac treabă prin casă. Nu este normal, nu este înțelept. Și a lăsat lucrurile acelea și s-a așezat la picioarele Domnului Iisus, ca și ceilalți ucenici. Probabil că sunt, sau treci și tu prin momentele acestea. Ești implicat în lucruri bune. Să fii responsabil față de familia ta, să ai grijă, da? Să ții de un job, să câștigi, să nu fii leneș, să faci lucrurile acestea. Dar ai ajuns cumva din cauza acestor lucruri bune, dar nu care sunt prioritare sau așezate de Domnul pe prima linie, ai ajuns cumva să neglijezi învățăturile lui Dumnezeu. În seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu vrea să ne spună: hei, trezește-te, trezește-te, trezește-te. E timpul, așa cum Maria a conștientizat, e timpul ca fiecare dintre noi să conștientizăm. Să conștientizăm, să punem relația, părtășia, relația cu Hristos pe primul loc. Dar acum, ce ne împiedică să facem din părtășia, din relația cu Hristos, o prioritate? Că înțelegem că avem noi nevoie să prioritizăm relația cu Hristos și mai ales noi, evanghelicii, dacă suntem întrebați unde mai trebuie să lucrezi tu, cam toți spunem la părtășia cu Hristos, la relația cu El. Dar haideți să vedem ce ne împiedică să facem din relația, din părtășia cu Hristos, o prioritate. Privind la textul de față, putem observa că, în primul rând,
O inimă împărțită, împărțirea. Da? Spune Scriptura, Marta era împărțită cu multă slujire, era împărțită. Ei, sensul acesta nu se referă la o inimă împărțită, ci pur și simplu era prinsă, era preocupată de multe activități. Trebuia să facă cu tare lucru, trebuia să facă cu tare lucru, trebuia să facă cu tare lucru. Prinsă în multe lucruri, că nu mai avea timp și era extenuată, era obosită. Exact cum spuneam și mai înainte. Da? Considera că dacă este prinsă în multe activități, este importantă, are o viață importantă. Și, dar cu toate acestea, așa cum spunea și omul acela, și spunea și Socrate, da? Ferește de goliciunea unei vieți, de goliciunea unei vieți, da? Care mereu e activă. Ei, activă. Maria a înțeles că lucrurile pe care ea, dacă ar fi continuat cu lucrul acela, să facă prin casă, să fie preocupat de lucrul acela din casă sau materiale, nu ar fi împlinit-o. Marta însă a rămas împărțită cu multe lucruri. În primul rând, preocuparea, da? Acumularea, împărțirea în multe responsabilități, în multe lucruri. De aceea este important să învățăm, frați și surori, să spunem stop. Sunt multe lucruri la care trebuie să spunem stop. Sunt multe lucruri care ne seacă în lăuntrul nostru. Stop! Apoi, un alt lucru pe care îl vedem aici, că ne împiedică să facem din relația, din părtășia cu Hristos o prioritate, sunt îngrijorările și frământările. Ce spune Domnul? Spune astfel: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Pentru multe lucruri te îngrijorezi și pentru multe lucruri te frămânți tu. În momentul în care sunt îngrijorat, ești îngrijorat, în momentul în care mereu te frămânți, mereu coci ceva, n-ai cum să ajungi să prioritizezi relația cu Hristos. O, dacă am fi noi preocupați, dacă am fi noi îngrijorați și frământați, cum să adâncim relația cu Hristos? Ce bine ar fi. Dar înspre acolo ne îndeamnă Domnul. Și, de asemenea, ispita aceasta a activismului este un alt lucru care ne împiedică să facem din părtășia, din relația cu Hristos, o prioritate. Acum, ce se întâmplă când nu pui relația lui Hristos mai presus de orice? Ce se întâmplă când nu pui relația lui Hristos mai presus de orice sau nu faci din relația cu Hristos o prioritate? În primul rând, ai pretenții de la Dumnezeu și de la oameni. Vă puteți imagina sau puteți realiza ce cuvinte scoate Marta? Spune: Doamne, nu-ți pasă? Nu-ți pasă, Doamne? Nu-ți pasă? Deci ajungi pur și simplu să ai niște pretenții de la Dumnezeu și de la oameni nepotrivite. Nu-ți pasă? Nu vezi că eu fac pentru tine lucrurile acestea? De ce nu intervii? Am fost credincios, am fost credincioasă, am dat 10 ori, am dat din timpul meu, m-am dedicat și tu nu mă binecuvintezi, tu nu intervii, tu nu faci. Ajungi să ai pretenții de la Dumnezeu și de la oameni. Apoi ajungi să fii frustrat. Asta observăm la Maria. Era frustrată. Nu-ți pasă. Vedem lucrul acesta, da? Ajungi să jignești. Ajungi să strici atmosfera. Vă dați seama ce atmosfera aduce ea în casă prin vorbele acestea? Și asta se întâmplă, dragilor, când nu prioritizăm relația cu Hristos. Avem o întâlnire și dintr-o dată apare bum bum sau nu știu ce se întâmplă, se strică relațiile, da, se strică atmosfera. De ce? Devii frustrat sau frustrată? Ajungi să ai vorbe nepotrivite și la adresa lui Dumnezeu și la adresa oamenilor. De ce? Pentru că relația cu Dumnezeu nu este prioritară. Ce se întâmplă însă când pui relația lui Hristos mai presus de orice? Beneficiezi de revelație. Când privim la Maria, o observăm
De mai multe ori pe pagina Sfintei Scripturi sau de regulă o observăm stând la picioarele Domnului Iisus Hristos. O vedem aici stând la picioarele Domnului Iisus Hristos. Apoi, mai încolo, o vedem cum vine la picioarele Domnului Iisus și îi unge picioarele cu un mir scump. Și Domnul ce spune ucenicilor, acelor care au certat-o pe femeia, pe Maria? Spune, lăsați-o, că ea a făcut lucrul acesta pentru înmormântarea mea. Parcă ceilalți întrevedem că nu au văzut și îi vedem clar că atunci când Domnul a spus voi merge la Ierusalim și îmi voi da viața, ei nu puteau să conceapă lucrul acesta. Pur și simplu, Maria are parte de revelație, de o descoperire, dar unde? La picioarele Domnului Iisus Hristos. Dacă ne uităm de asemenea la înviere, cui se arată prima dată Domnul? Revelația aceasta a învierii, de cine este prima persoană care are parte de această revelație a învierii? Tot Maria. Și este uimitor că după ce îl vede pe Domnul și înțelege că este Domnul, unde s-a aruncat Maria? La picioarele lui. Și a împrățișat picioarele. I-a strâns picioarele și nu mai voia să dea drumul. La picioarele lui beneficiezi de revelațiile, de descoperirile lui Dumnezeu. De asemenea, la picioarele lui ești echipat de Dumnezeu. Ești echipat de Domnul pentru a duce mesajul lui Dumnezeu la alții. Mai vedem de asemenea un om care a stat la picioarele Domnului. Îți mai mult, dar aș vrea să mă leg în mod special de o persoană. Îndrăcitul din Gadara. Îndrăcitul din Gadara, după ce a fost eliberat, unde îl găsim? La picioarele Domnului. Oamenii au venit, spune Scriptura, și l-au găsit întreg la minte. Când te pui la picioarele Domnului, atunci ajungi să fii întreg la minte. La picioarele Domnului. Și Domnul a vorbit cu el, cu siguranță acolo l-a echipat și ce a făcut omul acesta? Spune că Scriptura că insista să-i dea voie Domnul să meargă cu el, să-l urmeze. Și Domnul ce a spus? Nu, du-te la cei de acasă și spune-le ce s-a făcut Domnul. Dar cu siguranță că a avut un timp acolo când el era la picioarele Domnului, când Domnul l-a echipat. Și el mai apoi a putut să meargă și să vestească la alții, să ducă la alții mesajul Evangheliei. Înainte ca să poți să mergi sau ca să ai putere, ca să ai capacitatea de la Dumnezeu și eficiență, atunci când duci mesajul la alții, ai nevoie să stai la picioarele Domnului. Când stai la picioarele Domnului, auzi glasul lui Dumnezeu îndeaproape. Auzi vocea lui Dumnezeu. Indiferent în ce situație ești, treci prin probleme, prin greutăți, tu auzi cum Dumnezeu îți spune, hei, dragul meu, draga mea, eu sunt cu tine. Tu ești în atenția mea. Treci printr-o problemă, poate de neiertare, cineva ți-a făcut ceva. Dacă stai la picioarele Domnului, vei auzi cuvintele Lui pline de viață și de putere. Hei, iartă-o și vei avea putere. Când stai la picioarele Domnului, vei auzi cuvintele Domnului și vei primi puterea aceea să te comporți cu soțul, cu soția ta, cu înțelepciune, să te comporți fiind lumină, dar toate acestea la picioarele Domnului. Privim la Maria și vedem că a fost cumva jignită, nu? Sora ei vine la Domnul și în fața și celorlalți ucenici și cumva îi spune, nu-ți pasă, Doamne, că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Cumva o face leneșe, da? Sora mea e o leneșe, uite aici, când e vorba de slujire, face altceva. Dar nu vedem că Maria reacționează într-un mod negativ, într-un mod plăcut. Dar pe de altă parte, întotdeauna înțelegem următorul principiu aici. Alegerea priorităților după voia lui Dumnezeu vine cu riscuri. Maria a primit jignire. Maria a primit o jignire publică, dar ea a putut să meargă mai departe, mai înainte. Frați și surori, aș dori să înțelegem că îi necesar să prioritizăm relația cu Hristos Domnul.
Domnul a spus, căutați mai întâi împărăția Lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Căutați mai întâi împărăția Lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Noi căutăm să avem în viața noastră diferite lucruri sau lucrurile care ne sunt nouă necesare și nu sunt lucruri rele, da? Vrem să avem joburi, vrem să avem familii bune, vrem să avem familii armonioase, vrem să avem sănătate, vrem să avem relații cu ceilalți, da? Vrem multe lucruri care nu sunt rele, sunt bune. Dar problema majoră este că relația cu Hristos o adăugăm la viața noastră numai după. Numai după. La sfârșit. Când mai este timp? Când se mai poate? Nu începem viața, ziua cu Dumnezeu. Și atunci ce se întâmplă? Dați-mi voi să ilustrez ce se întâmplă. Aici e un praf. Lucrurile din lumea asta, lucrurile pe care ne le dorim, lucruri care nu sunt neapărat rele, sunt bune. Dar fiecare dintre noi, da, suntem preocupați de ele și ne le dorim. Și după aceea, aceasta simbolizează, zic așa, le scrie aici Basil, da? Basileu, da? Împărăție, da? Împărăția lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Și vrem noi să punem, după ce ne-am umplut vasul cu job, cu diferite activități, da? Cu hobby-uri, cu filme, cu mai multe lucruri, vrem cumva și noi să mai luăm voia lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu și să o punem în vasul nostru. Dar o împingi, dar ea nu poate să mai intre. De ce? Din cauza lucrurilor care sunt prioritare în viața noastră. Dumnezeu nu mai are loc. Și viața noastră ajunge să fie lipsită de Dumnezeu, lipsită de voia Lui, lipsită de sfințenia Lui. Ce-i dar de făcut? Să pui mai întâi și mai întâi împărăția Lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, mai întâi și mai întâi, în vasul tău, în viața ta. Și după ce vei pune mai întâi împărăția Lui Dumnezeu în viața ta, oare vei putea să pui și celelalte lucruri? Cu siguranță. Dar împărăția lui Dumnezeu va fi în centru. Și uitați, toate lucrurile acestea le mai poți scutura, da? Le mai poți pune în viața ta și vor avea loc și ele. Vor intra și ele. Dar împărăția lui Dumnezeu va fi în centrul vieții tale. Împărăția lui Dumnezeu, relația lui Dumnezeu va fi în centrul tuturor acestor lucruri. Ea va fi în centru. Dar altfel nu vei putea să mai adaugi la viața ta voia lui Dumnezeu. Și vei trăi o viață, dacă nu faci lucrul acesta, lipsită de relația cu Dumnezeu. O viață doar cu prafurile lumii acesteia, dar care nu te împlinesc. Care nu te împlinesc. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și noi să ne punem pe inimă. Să punem și să începem întâi și întâi viața noastră cu Dumnezeu. Să punem în centrul vieții noastre relația cu Dumnezeu. Moise, mi-aduci, te rog, frânelul ăla, că nu știu de ce, cine, e cam rece pe aici. Adu-mi, te rog, frânelul ăla pe mine puțin, să-l iau. Poate că pentru voi e cald, dar pentru mine e ciudat. Cred că clima din mașină i-am dat drumul. Ovidiu, trebuia să-mi spui să nu dau drumul. Tu m-ai înghețat atunci și acum ți-e cald. Frați și surori, vrem ca să avem o viață de calitate? Păi lucrul acesta se poate, dar numai după ce punem împărăția lui Dumnezeu pe primul loc. Ce am făcut? Oh! Nu-i la vine aici, nu? E ok. Dragilor, în momentul în care ne vom pune prioritățile greșit și nu ne vom încheia cu viața, nu vom începe cu Dumnezeu, totul va merge ciudat. Nimic nu se va mai potrivi.
Nimic. Nimic. Și stai și te întreb de ce viața ta parcă este cu suful în jos. De ce? De ce parcă nu se echilibrează toate lucrurile? Pentru că Dumnezeu a fost înlăturat, a fost dat la o parte. Dar în momentul în care începi viața, pui la baza vieții tale relația cu Dumnezeu, pe Dumnezeu însuși, atunci totul se schimbă. Totul se schimbă.